Dacă e cineva interesat și de această bijuterie, această mașinuță de proiect, care arată într-un mare fel, vedeți și voi aici, ne puteți scrie în privat, ne puteți trimite un mesaj și rezolvăm. Pentru cei interesați, o găsiți pe internet, pe OLX, pe Autovit, pe Publi24, pe toate site-urile de specialitate la 6.800 de euro, negociabil. Curățăm puțin și capacul ăsta de plastic, a fost tare murdar, cum a venit de la vopsit, după care o să punem ornamentul negru aici frumos și celelalte ornamente pe margini și în zona parcurițului acolo. Hai să vedem ce o să iasă. Și ornamentele acestea care au fost cromate inițial de la vopsit, acum sunt negru lucios. Acum urmează să le montăm. Ăsta mare vine pe aici și restul în zona ușilor și probabil și în zona parbrizului acolo. Avem lamelele astea. Cam așa au ieșit. Hai să le montăm pe mașină. Și am dat puțin mașina mai în față, deoarece urmează să montăm și pragul, să avem puțin loc. Luăm pragul și îl montăm sus.
Și trebuie să înlocuim și zona de sprijin a piciorului, footrest-ul. E ruptă cu totul. Avem alta. Avem alta aici. Model mult mai bun. E46 Cabrio. Trebuie să mai dăm câteva piese jos. Dăm și bucata de plastic de sub volan. Uitați cum arată, trebuie să o curățăm. Deci că fătat caii. Curățăm tot și asta. Și plastic. OBD și ABD. OBD-ul. OBD-ul, BABD-ul. Tot se face ca în Germania. Ca la Der Neue Cabrioletus. Game over, cu capota. Asta era la mâncă. Two days later. Na, din nou la garaj. Astăzi ne ocupăm cu mama supărării, cu ceas că ne ocupăm. Astăzi ne ocupăm cu demontatul admisiei jos. Trebuie să curățăm zona motorului, vedeți ce filthy arată. Nu suntem singuri, suntem aici cu un abonat. Salut! Salut! Cu Daniel suntem aici, a venit să vadă cum lucrăm de pe mașini. Ce zici, Daniel, îți plac proiectele noastre? Da. Na, super, Daniel o să ne ajute aici cu mașinuța. Dați un mare like! Așa, să ascultați de Daniel, da? Și subscribe! Am dat admisia jos să vedem de ce avem problema cu relantivul, care nu stă chiar așa de bine și câteodată în sarcină mai pierde putere. Una din problemă e această valvă, cred că a fost originală de pe mașină. Plasticul acesta nu mai tanșează. Da, probabil este cea originală. 2001, da, cea originală. Probabil că pe undeva are o crăpătură sau ceva de genul, nu mai etanșează, nu mai închide bine și din cauza aceasta nici relantivul nu mai stă cum trebuie. De asemenea, o să curățăm clapeta de accelerație, toată galeria de admisie, furtune, vacuum și așa mai departe și după aia o să o punem la loc sus. O să cumpărăm și o piesă din această nouă ca să o schimbăm, această valvă și să sperăm că scăpăm de probleme. Și am curățat admisia și zona motorului. Vedeți, cam așa a ieșit. Am folosit Triumph degresant universal. Recomandăm acest produs. A ieșit foarte bine mizeria. Aici în zona oalelor a fost destul de murdar, precum și capacul acesta și cablajele, toate au fost foarte îmbâxite de mizerie și de praf. A ieșit chiar decent. Am comandat piesele, așteptăm să ajungă. Cam atât pentru astăzi. Un pic de pauză deoarece nu avem piesele.
Așteptăm să ajungă piesele de la curier, asamblăm motorul și continuăm. Atât pe azi, v-am salutat, pa, pa! Dați un mare like! Așa, să ascultați de Daniel, da? Și subscribe! Corect! Păi asta trebuie să o tai!